La radio cu Andreea Esca. Alege povești pentru oameni mari. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră, dar au acces la un calculator, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreaesca.com. Invitatul meu de astăzi este un jurnalist pe care îl știu de la începutul anilor 90 și care a avut o mare influență în decizia mea de a realiza această emisiune la Europa FM. Despre cine este vorba, aflați imediat. Domnilor și domnilor, bun găsit la știri. O ședință cu totul neobișnuită în această după-amiază în Parlament. Caracteristica fundamentală a presei este că trebuie să fie în slujba publicului. Altfel este propagandă sau, nu știu, o adunătură de agitatori. În 90 aveam o prietenă, o cerusem de nevastă, domnul m-a refuzat. Ea era țărănistă, eu eram fesenist atunci. În 1990 am fost fesenist. Îi înțeleg foarte bine pe cei care acum țin cu penalii. Televiziunea pe care știu eu să o fac sau care mă atrage pe mine nu mai e chiar așa larg răspândită. După ce faci asta 13 ani la rând, cred că la un dat obosești. De obicei, noi la radio venim îmbrăcați în, sau dezbrăcați în tot soiul de moduri. Asta așteptăm și de la tine, evident. Andreea, să știi că și Vlad e foarte emoționat. Da, cred. Și a dorit întotdeauna să fie în același studio cu tine. În sfârșit! Iată, în sfârșit, jurnalistul Vlad Petreanu este cel pe care o să-l descos astăzi. Da, bună. Bună, ziua. Vlad, ce bună, faci? Andreea. Bine, în studio cu Andreea Esca. Da, ai văzut că n-am zis în platou, am zis în studio. Da, asta cu un platou este un termen clasic de televiziune. Da, un și tocmai m-a certat că am zis adinaur, nu știu, un platou și mi-ai zis că nu e în platou, e în studio. Am fost domn profesor, da. Da. Și mie m-a scăpat la început. Dar tu știi că de fiecare dată când vorbesc despre tine, lumea își aduce aminte, Vlad de la Antenă. Și eu... Care prezenta sport. Da, băiatul care prezenta sport. Iar eu întotdeauna am zis Vlad de la Tele7 ABC. De ce crezi? Păi noi ne știm de pe vremea Tele7, când eram... eu eram mult mai tânăr, tu ai rămas la fel de tânără. Da, desigur. Da, aia a fost perioada romantică. Îți amintești cu drag de perioada aia, Tele7 ABC? De Tele7? Da, nu mi-amintesc cu drag de patronatul de la Tele7. Dar de echipă și de sentimentul de acolo, da, sigur că da. A fost o perioadă romantică și oamenii au crezut, mă rog, redacția a crezut foarte mult în proiectul ăla. Dar tu cum ai vrea să-și amintească lumea despre tine? Păi să-și amintească mai târziu, nu acum. Așa, să mai fie. Da, mai târziu. Cum? Să zică Vlad de unde? Sau Vlad care? Sau Vlad cum? Ăla care mai scria interesant din când în când, asta. Deci nu neapărat ăla care apărea la televizor, ăla care scria câte ceva pe blog. Mm-hmm. Pe blogul tău. Și care vorbea la Europa FM. Așa. Sau cum îi zice acum, Europa Liberă. Noua Europa Liberă. Știi că există o rubrică, se numește Autobiografia în 20 de secunde. Așa că o să înceapă un cronometru așa, țac, 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 și tu o să spui ce vrei să spui despre tine. Nu m-am pregătit pentru asta. N-ai scos rubrica asta? Știu, nu, n-am scos-o. Pentru că am ascultat emisiunea. Am ținut-o special pentru tine. Da, e foarte. Da, lasă că e spontan. Hai, pune cronometru. Mai 20 de secunde. Hai. Și ce fac? Vorbesc despre mine? Zic da, cine da, sunt da, 20 eu? De secunde, da, vorbești despre tine. Da. Autobiografia în 20 de secunde. Vlad Petreanu, născut în 1968, de Crețel, în București, băiat de Floreasca, am lucrat în fabrică, am făcut armata pe vremea lui Ceaușescu, am lucrat în fabrică într-o hală de montaj, m-am angajat în presă, am devenit reporter, ceea ce îmi doream din totdeauna. Când am plecat din fabrică, mi-au strigat muncitorii, unde te duci, băi, clasa muncitoare nu pierde niciodată și acum acolo este un mall. Da. Super, super! Ce repede trec 20 de secunde! Da. Cum era în Floreasca? Când erai tu mic? Era bazinul aproape, săream. Am făcut școala la ceea ce se cheamă acum Liceul Jean Monnet. Pe vremea respectivă. Era așa un mic nomenclaturist. Da, pe vremea aia liceul de ștabi. Și puteai să sari gardul să te duci la bazin. Sau puteai să vezi meciuri la sala Floreasca. Mm-hmm. Te lăsa portarul acolo. Basket, volei. Voleiul feminin era remarcabil. Și aveați gașcă frumoasă? Să te-ai la bloc sau eu la curte? Eu nu aveam gașcă, curte. Nu prea îmi plăcea gașca. Serios? Da, nu mi-au plăcut niciodată găștile. Aveam așa, unul, doi prieteni. Drăguți? Da. Ce făceați, prostii? Mai făceam prostii, furam cireșe, lucruri de genul ăsta. Dar unde erau cireșe în floarea asta? Le furați de la piață? Nu, mă, doamne iartă-mă, nu, chiar așa, de la piață n-am furat niciodată nimic. Erau cireși pe acolo, prin cartier. Cireși, corcoduși, struguri, imposibil de mâncat. Erau strugurii aia care, știi, doar îi sugi așa un pic, scuipi coaja și lingi interiorul și scuipi tot, pentru că nu poți să mănânci, sunt prea acri. Dar care era cea mai mare distracție voastră? Adică aveați și voi, nu știu, un joc anume pe care îl făceați sau aveați ceva... Da, vațea și după aceea sarbacane.
Sarbacane? Da, cu sarbacane și cornete. Am umplut cartierul de hârtii spre disperarea tuturor părinților din zonă. Adică făceați niște cornete și le și suflați, nu? Sau cum? Da. Nu mai știu cum era. Da, da, se făceau cornete, da. Și erau echipe. Și cum erau echipe? Că tu ai zis că aveai doi prieteni. Băi, n-aveam mulți prieteni, era așa o gașcă mare, dar nu era neapărat gașca mea. Adică, te erai și prieteni. Tu te lipeai la o gașcă. Da, pe mine mă întâlneau din când în când. Așa, și suflați cu cornete unii între alții. Da. În jocurile astea poți să descoperi când e important să fii singur. În jocurile acelea am descoperit când era important să fii singur și când era important să fii într-o comunitate. Uite, dacă ai deschis subiectul, ce interesant, nu m-am mai gândit la asta de foarte multă vreme. Primul joc pe care l-am jucat acolo în gașca asta, cum ar veni în grupul ăsta de puștime de pe stradă și din zonă, care avea vreo 12 copii, a fost un soi de hoții și vardiști care se baza pe onestitate. Adică se făceau două echipe și era un soi de vața pe tot terenul, în tot cartierul. Și cine vedea primul pe altcineva, striga 1, 2, 3, pac, te-am împușcat, și ăla ieșea din joc. De obicei, întâlnirile astea era bine să fii singur. Pentru că dacă erai în grup, apărea unul și striga 1, 2, 3, pac, 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 și scotea un întreg grup din joc. Când am trecut la jocul cu sarbacane, când chiar trebuia să-l nimerești pe ăla, am descoperit că e important să fie mai mulți, conta puterea de foc. Pentru că prima dată am încercat să jucăm tot așa, câte unul singur, însă evident, unul singur împotriva 2, 3, 4 nu avea nicio șansă. Și acum cum crezi că e bine să fii? De unul singur sau în funcție de cu context. Mai mulți? Nu, în funcție de context și de situație. Unor e bine să fii singur și alteori cu un grup. Bine, hai să ne întoarcem un pic atunci tot la copilăria ta. Iarna ce vă jucați? Te duceți la bulgăreală la astea? Da, cazemate, ca copii, orice cu... om. Cazemate kilometri. Cazemate kilometri, da. Asta făceam. Dar erai cu minte sau îi speriai pe ai tăi? Adică făceai boacăne de-astea, te veneau să te ia de prin pom? Sau? Mi-am spart capul de 5 ori, dar în rest cred că eram un copil cu minte. N-am spart multe geamuri, mi-am rupt un deget de la picior într-o bordură. Aruncam... Dar de fapt, de ce vorbim despre cum că eram să știu cu minte? Așa, dacă eu am fost un copil cu foarte minte. Cu minte. Foarte cu minte am fost. Da? Da. Asta zici tu, adică. Da. Da. Dar tu, da. Tu ce îi spune? Dacă ai avea un copil, tu ce îi spune să nu facă, nu știu, gândindu-te așa la cât ai făcut tu? Să nu facă lucruri care nu se mai pot repara. Iremediabile, cred că asta este important. În rest, poți să încerci orice prostie. Dar lucruri care nu se pot repara, la aia se gândească. Care sunt lucrurile care nu se mai pot repara? Nu știu, să mutilezi un alt copil din joacă, să-i arunci cu o cărămidă în cap, cum fac copiii, sau să dai foc la ceva, sau... Adică astea sunt chestii... Nu știu ce măsură copiii se gândesc cu adevărat la consecințele sau... faptelor lor. Dar măcar atât să încerci tu să-i explici, că sunt lucruri pe care dacă le faci, nu mai pot fi reparate. Măcar aia așa, că spargi un geam, na, se mai întâmplă. De ce ți-e cel mai dor din copilăria ta? De, cum să spun, de viitor. De viitor. Când ești copil, ai un viitor foarte mare. Acum viitorul ăsta, mă rog, se scurtează pe măsură ce avansezi în vârstă. Cred că asta e. Există un miros care te duce cu gândul la copilărie? Nu. Tocănița maică-mii, dacă vrei să mă gândesc așa. În familia noastră, tata gătea. El era priceput la o grămadă de lucruri, dar mama știa să facă, și știe în continuare să facă, două mâncăruri. Erau rețetele ei. Sarmale și o tocăniță. O tocăniță la care secretul este să pui multă ceapă. Pentru că ceapa, dacă ai răbdare cu ea și o caramelizezi, potențează gustul celorlalte ingrediente și dă dulceață mâncării. Asta era mirosul de tocăniță făcut de mama. Dar tu crezi că moștenești pe tatăl tău la pasiunea asta pentru gătit? Nu știu dacă îl moștenesc pe el. Îmi place să gătesc, dar nu știu. Sau dacă... de la el ai învățat? Sau... Nu, n-am învățat de la el nimic în privința gătitului. Nu, asta a fost o pasiune descoperită târziu. Mai mult ca modalitate de relaxare. Și așa, plăcerea de a crea ceva. Că a găti înseamnă să creezi până la urmă. Creezi ceva din aproape nimic, adică din lucruri disparate... Și cred că am senzația că de asta sunt bărbații atât de
aia care sunt pasionați cu adevărat. Femeile gătesc bine, constant, ok. Dar bărbați, pentru bărbați asta se devine pasiune, știi? E pasiunea de a crea ceva. Am lucruri și fac un montaj. Ce pot să fac? Pe vremuri se construiau lucruri. Acum nu mai putem să construim așa ușor. Te-ai gândit tu că decât să faci o stație de metrou, mai bine faci o... Da. Nu știu, na, ce să construiești. Părinții tăi cu ce se ocupau? Păi, tata era profesor de istorie, mama a fost gazetar mulți ani. Da? Da. Și unde lucra? Păi a lucrat la radio, la Radio România, acolo a început. După care a lucrat la România Liberă, a lucrat la Magazin Istoric. Astea au fost cele trei redacții în care a lucrat înainte să devină cercetător istoric și să devină cercetător istoric. Și când erai mic te gândeai că poate o să fii și tu ziarist sau o să fii, Da, întotdeauna. Lucrezi la radio sau văzând-o pe mama ta? La radio nu m-am gândit că o să lucrez și nici în televiziune. Planul era, adică ce-mi doream era să lucrez, să fiu gazetar, la gazetă, să scriu. Și asta mi-am dorit întotdeauna. Făceau lecțiile cu tine? Da, făcea tata lecțiile cu mine și mai făcea fratele meu, în moduri, adică făceau moduri total diferite. Cu tata era așa, tata era un tip indulgent, așa, era un profesor indulgent. Și se baza pe onestitatea studentului. Lucru care este destul de... Adică e un joc... periculos. Da, e un joc la risc mare să te bazezi pe onestitatea studentului, pentru că studentul, elevul în general, dacă îi dai o șansă, scapă. Trebuie prins bine, ținut bine, că altfel fuge. Și tata, când făceam lecții cu el... îmi explica, lua o foaie de hârtie și spunea, mă băiete, vină cu aici, hai, stătea la el la birou acolo și eu mă așezam lângă el și zice, uite, ce avem aici? Doi porumbei zboară, unul a plecat de la Ploiești și zboară cu nu știu ce și așa și pe dincolo. Și ce se întreabă? Și el în timpul ăsta scria și eu făceam, da. Și rezolva toată problema, pendelete. Și te întreba dacă ai înțeles. Ai înțeles? Zicea, da, bine. Și după care îmi dădea hârtia. Asta s-a întâmplat odată de două ori, de trei ori. Și tu copiai. Eu mă gândeam la ale mele, că aveam o grămadă de probleme. Mă gândeam la ale mele și mă duceam frumos, copiam tot. Și într-o zi l-am descoperit pe, într-o seară de fapt, l-am descoperit pe fratele meu, care era mai mare decât mine, cu 14 ani. Și tata n-a avut timp și mi-a zis, du-te la Radu și vorbește cu el. Să-ți facă el problema, să te ajute el. Și ăsta s-a dus și a început, la fel ca tata. Așa, trei robinete umplu, un bazin cu apă, da, bla, bla, nu știu ce. Da. Ia scrie eu tu de la capăt. Ai înțeles? Am zis eu. Bine. Am o totolit hârtia și zis, ce faci? Dă-o hârtia. Ce mai zis că ai înțeles? Păi... Te împăcai bine? Bine cu fratele tău, dacă era de așa o diferență mare între voi? Da, pentru că fiind atât de mare nu putea să facă ce fac de obicei. Că frații când sunt de vârste apropiate se mai bat. Aici nu exista competiție. Adică... Te-ar fi bătut prea tare. Era cu 14 ani mai mare. Adică atunci când la el mai venea câte o colegă de clasă ca să îi arate colecția lui de discuri sau eu știu ce făceau, e de timbre. Da? Iar eu eram prea insistent că voiam să stau cu ei. Da. Arată fluturașii. Da? Îți spunea să te duci puțin pe afară. Da, adică în cel mai rău caz mă lua de guler și îmi dădea un brânci. Fratern. Dar era o diferență mare de gabarit, adică nu existau bătaie. Da, m-am înțeles bine, m-am învățat lucruri. M-am învățat să fac afioane, m-am învățat să fluier ca puiul, m-am învățat să fluier ca cum, pe stadion. Dar cum fluier ca puiul? Vrei să fluier ca puiul? Da. Super, să mă vezi ce bine. N-am mai să exersat de puiul. Mult. Am scos o profesoară de franceză odată din... Minți. Din oră cu asta. Nu, s-a dus să caute puiul pe sală. Doamne. Să ridic din sprânceană, m-am învățat. După aia când am intrat în armată, m-am învățat cum să fac să nu fiu ultimul fraier din armată. Și cum făceai? Cum făceai să nu fiu ultimul fraier din armată? În armată este important... Să nu fiu ultimul fraier, am înțeles. Da, este important să te înscrii la cercul literar artistic. Există un cerc literar artistic la armată? Exista. Când era armata cu recrutare, pe vremea... Și cum sunt poeziile de la cercul literar al armatei? Că poezii, da, pentru proslăvirea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și propășirea țării spre comunism. Țării și integritatea teritorială și zborul corăbiei spre comunism. Andruță Ceaușescu este tată. Așa, și așa începe poezia, nu? Așa. Da. Și în timp ce astea erau activitatea literar-artistică, trebuia exersată. La club.
Și n-aveai timp să te mai duci la trageri. Da, nu, la trageri te duceai, dar nu te duceai la dezăpezit, la făcut sectoare, la lucrurile astea. Ce și aveai și spectacol la final, acolo la armată? A fost un spectacol, da? O piesă de teatru, da, în care am uitat jumătate din replici. Cum, pe scenă te-ai prezentat și n-ai zis ce trebuia? Da, da. Era o piesă de teatru, nu mai știu dacă într-un act sau oricum n-avea nicio logică. Eu eram un rău făcător. Normal. Și prietenul meu era un binefăcător și el mă convingea să nu mai fiu răfăcător. Și mi s-a părut, adică era atât de ilogic totul, încât am uitat jumătate din replici. A fost un moment interesant. El și-a dat seama cam cu vreo 3 minute înaintea mea că eu am uitat replicile, adică eu nu înțelegeam de ce el e mirat și blocat pe scenă. Era total blocat pe scenă și eu eram în gândul meu, de ce nu zici? Și după aia am picat fisa, ăla nu zice pentru că nu mai știe unde e, pentru că eu am plecat pe undeva, pe arătură, cu textul. De atunci n-ai mai jucat teatru, nu? Nu pe scenă. Jurnalistul Vlad Petreanu este invitatul meu la radio. Am înțeles ce ai învățat de la fratele tău. Ce ai învățat de la părinții tăi? Ah, bună întrebare. Etică. Să fiu corect. Cam asta a fost una peste alta. Mă rog, de la tata am învățat să citesc. Nu știu, e așa, destul de personal și cred că și de formal, dacă mă apuc să vorbesc. Dar astea sunt lucrurile pe care le-am învățat. Pur și simplu să fac lucruri corecte, să mă gândesc bine dacă lucrurile pe care le fac sunt corecte și să fiu sincer când le fac. Cam asta este. Și ai simțit vreodată, nu știu, că trădezi acest principiu? Nu. Nu, sincer, nu. Am simțit că m-am înșelat. Adică, dar n-am făcut niciodată în mod intenționat ceva care să fie neetic sau... În contradicție cu ceea ce gândeai. Da. Învățai bine la școală? Nu. Nu? Nu, învățam după... Am fost un elev cam pricinos așa și cam obraznic. Învățam bine dacă îmi plăcea profesorul, dacă aveam comunicare cu el. Nu, serios. Adică erau, cum să spun, schimbări de-astea la aceeași materie îngrozitoare. Luam 10 cu felicitări un an la chimie, de exemplu, la chimie anorganică. Și următorul an eram practic corigent, pentru că se schimbase profesorul și nu mă înțelegeam cu profesorul. La română mi-am... Dar ce trebuia să facă profesorul acela ca să nu se înțeleagă cu tine? Sau ce nu-ți plăcea? Acum, uitându-mă în urmă, mi-e clar că eram complet, adică nici măcar nu pot spune imatur, eram complet tâmpit, adică mă purtam rău în clasă. Aveam un soi de personalitate de-asta foarte dificilă și cred că eram foarte scârbos. Cred că eram un elev obraznic și scârbos și cred că aș fi meritat mult mai rău din partea profesorilor. Dar acum cum faci? Acum dacă îți place cineva, ești simpatic și dacă nu-ți place, ești la fel? Dacă nu-mi place, nu sunt neapărat... Adică poate că sunt antipatic, nu știu, mie nu mi se pare că sta. Dacă nu-mi place cineva, nu comunic cu persoana respectivă, nu mă interesează. Chiar nu mă interesează și poate să fie oricine. Asta era cu profesorul. Adică mi-am idolatrizat, mi-am divinizat profesoara de română... În școala generală? În gimnaziu, în primele clase, care din păcate s-a propădit. Și după aceea, în următorii 5 ani, în fiecare an am avut altă profesoară de română. Și n-am putut să sufăr niciuna dintre profesoarele alea. M-am certat rău de tot cu fiecare. Eu imaginam că tu ai fost un copil foarte... cu minte și foarte politicos și foarte drăguț așa cu profesorii. Eram cu minte în sensul în care nu, adică nu făceam golănii de-astea, nu fugeam de la școală, nu chiuleam, chiuleam așa, în măsura în care se chiulea cu clasa dar eram atât de, adică ieșeam atât de tare în evidență prin obrăznicia asta, încât eu, de exemplu, eram, cred că singurul sau unul dintre puținii elevi din clasă care nu putea să chiulească cu buretele. Metoda clasică de chiulit pe vremea respectivă, când te duceai să speli buretele și nu te mai întorceai. Da, știm. Un lucru, adică avea un profesor de matematică cu care n-am putut să comunic, nu m-am înțeles deloc 4 ani la rând și pleca 3/4 din clasă, 3/4 din elevii aia plecau cu buretele. Și ăla nu nu se prindea decât când plecam eu. Și mie colegii mi interziceau să plec. Adică îmi spuneau, băi, vezi că noi astăzi plecăm, ne ducem în parc cu buretele, dar tu rămâi aici, pentru că în momentul în care plecam eu, ăla se întorce și zice, dar Petreanu, unde e? Dar, de fapt, unde e toată lumea? Da. Unde e elementul negativ al clasei? Negativ, da. Cam asta e.
Dar cum plecau ei toți cu un singur burete? Era un profesor care era foarte concentrat pe ce făcea el acolo și nu mai avea, adică nu era interesat dacă elevii și percep ce se întâmplă sau nu avea comunicare cu clasa. Și de aia se pleca rând pe rând, el nu vedea, cred, clasa respectivă. Ai rămas la liceu în același loc unde ai făcut școala generală? Da, asta a fost o problemă, că mă știa toată lumea acolo ca pe un cal breaz. Adică am făcut 12 ani în același loc, din clasa 1 până în clasa 12. Îți dai seama că eram bine cunoscut. Dar devenise mai prietenos atunci? Acolo ai avut gașcă în liceu? Adică erați nu, voi am avut gașcă în liceu. Nici în liceu? Era o gașcă, dar nu eram lipit de gașca respectivă. Doamne, nu știu ce să mă fac cu tine, n-ai nicio gașcă. Ce să fac, că am fost mai singuratic, serios vorbesc. N-am avut o gașcă, nici în armată n-am avut o gașcă, am avut 2-3 prieteni, nici în facultate n-am avut o gașcă cum ar veni. Deși eram sigur, eram într-un grup de studenți acolo, e altfel, studenția e altfel. Studenția da, cu fetele cum era? Te plăceau fetele în liceu? Cred că mă plăceau fetele, nu... N-am făcut colecție. Da, și ele ție? N-am făcut colecție de fete în liceu. Nu? Nu. Serios? Da, n-am Ai avut colecție. O prietenă tot liceu sau cum? Am avut o prietenă... Tot liceu? Cam cea mai mare parte a liceului, da. Dar asta, văd că erai, la asta erai serios. Da, eram serios, da, da. Era drăguță? Era foarte drăguță. Da, era foarte drăguță. Era cu tine în clasă? Era cu mine în clasă, da. Și de ce îți plăcea? Păi eu iubeam foarte tare, cum? Păi da, de ce? Nu știu, ce făcea ea? Ce făcea? Ce a făcut ea de ți-a atras atenția? M-a sărutat pe obraz. Aha, înțelegi? Chestia care a fost like, wow! Asta s-a întâmplat în clasa 6. A fost un contact fizic cu o fată, a fost primul contact de apropiat cu o fată și aia a fost, mamă, ce tare! Erai timid? Mi-au plăcut, foarte timid, da. Mi-au plăcut fetele îndrăznețe întotdeauna. Așteptai să cucerească, deci. Da, este o chestie de comoditate. Da. Îți dai seama dacă faci ceva altfel decât de obicei când te îndrăgostești? Cred că atunci când te îndrăgostești poți să faci o grămadă de lucruri fără cap sau care au doar logica momentului respectiv. Poți să faci orice. Bărbații când se îndrăgostesc călătoresc sute de kilometri deodată, adică fac migrații de-astea noaptea, pleacă de acasă, se urcă în trenuri, o iau pe viscol. Da, faci lucruri. Am trecut prin asta. Cred că toți bărbații au trecut la un moment dat prin așa ceva. Care crezi că e cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut tu? N-am făcut un top în sensul, adică nu m-am gândit ce... Am făcut lucruri nebune. Da, unul așa care îți vine în minte și care ți-a pare acum... Uite, aia chiar a fost o nebunie frumoasă ce am făcut, nu știu. Da, bună asta. Uite, a fost un viscol... Eram în clasa 12-a, da, în clasa 12-a și a fost un viscol absolut cumplit într-o noapte din iarna aia și am hotărât să mă duc la iubita mea, care stătea la vreo 5 kilometri. Și am plecat pe jos. Evident că nu aveam mașină, aveam o bicicletă, dar era un viscol absolut înfiorător. Tot Bucureștiul era blocat, asta era pe vremea lui Ceaușescu. Și cred că am făcut aia 5 kilometri în vreo 3 ore. Adică atunci când am plecat, tata era, nu te duce, cum să, nu vezi, lasă, te duci mâine. Nu, acum. Și am ajuns acolo și fata era cu altcineva, cu un alt băiat, așa că a trebuit să mă întorc. Asta trebuia să fie povestea ei. E greșit, trebuie să spui alta care să aibă un final fericit. A fost un lucru nebunesc? A fost un lucru nebunesc, ce? Da, ai vrut să-i faci o surpriză. Da, măcar dai un telefon înainte. Da. Vezi că vin să-ți fac o surpriză. Vezi că vin peste 3 ore. Da, să știi că mama mea așa m-a învățat. Da. Niciodată să nu-i faci nicio surpriză iubitului tău, că s-ar putea ca surpriza să fie de partea ta. Exact. Dar știi că asta am învățat în fabrică după aceea. Adică mi s-a confirmat în fabrică atunci când lucram hala de montaj. Când ai plecat iar undeva și ai ajuns greșit. Nu, hala de montaj, când unul dintre colegii mei, un muncitor, spunea, eu nu mă duc niciodată acasă fără să dau telefonul înainte. Să sun înainte. Păi, nu, să strici tu o căsnicie pentru un telefon. Eu vreau să trăiesc liniștit. Ce nu știi, nu te poate supăra. Pe iubita ta de acum, cum ai cucerit-o? Pe iubita mea de acum, cred că mai degrabă ea m-a cucerit. Da? Tot așa? Deci tu ai rămas pe aceeași poziție, tu stai și ele vin? Dar nu ele vin, stai că nu ele vin. Cum? Eu sunt un tip, de fapt, dar nu știu de ce trebuie să vorbim neapărat despre iubite și iubita. Păi nu știu, pentru că așa este, asta e viața, și... n-avem ce să facem. Da, e o fată pe care o iubesc foarte, foarte mult. Da? Da. Dar există și ceva de la care vă ciundăniți sau sunteți de... Uite, nu prea ne certăm. Nu, Nu. Nu. Nici nu știu, mă gândeam că lucrând așa în trusturi de presă diferite, la un moment dat n-aveți discuții legate de job sau, nu știu, în contradictoriu. Nu prea facem politică în casă. Dar reușiți? Ce anume, să nu facem politică? Să nu vorbești nimic despre, nu știu,
despre serviciu, nu? Sau despre politică. Sau... Da, știi ce? Timpul pe care îl petrecem împreună e atât de puțin și atât de important încât nu merită să-l irosești pe lucruri de genul ăsta. Dar tu ai idee ce îi place la tine? Nu. Bine. Sincer răspund că nu știu ce îi place la mine. Păi îi place de mine, habar n-am ce îi place. Nu m-am gândit, dar... Bine, hai, okay. Atunci, hai atunci că o să ne spună ea. Hai, hai să vezi ce îi place la tine. Tu vrei să dau din casă, da? Ah. Da. Fie, fie, odată în viață pot să fac asta la radio. Ia zi-ne. E cel mai mișto bărbat din lume, e iubitor, cel mai ce? E atent, e înțelegător, e sensibil, e răbdător. Vezi de calități are, Doamne! Multe, multe, multe. Gătește. În primul rând, gătește și o face foarte, foarte bine spre disperarea mea când mă urc pe cântar. Dar el gătește, eu mă gătesc. Așa. Ce mai facem la casă? Citim împreună, vedem seriale împreună, râdem foarte mult împreună. Cred că deja ne știu și vecinii, crizele de râs. Târziu în noapte sau dimineața de vreme, că de... Nu ar pleca și el la serviciu la o oră normală. Ce crezi că ar merita să știm despre el și nu știm? Nu știți că Vlad se joacă, uite. Deși pare 40 și treaba lui de ani, se joacă. Se joacă pe calculator și dacă am avea un copil, cred că s-ar lupta cu el pe telecomandă, pe joystick, cum se numește. Joacă strategie, fotbal, Formula 1. Eu zic deseori că îmi pușcă rate acasă. Pe tine cu ce te-a cucerit? Pe mine m-a cucerit punct, Andreea, și am știut din primul moment în care l-am văzut că el e, el e, știi expresia el e și uite, dacă mă lași, deși este pentru prima dată când fac asta public, am să-i spun că îl iubesc foarte, foarte mult și că încă am emoții și fluturi în stomac atunci când îl văd. Eu sper că îl fac fericit, asta îmi doresc. Mm? Mulțumesc, Ioneluș! Vezi? Da. E foarte frumos. Ok, hai să vorbim de lucruri serioase. Da, exact. Hai, hai să ne întoarcem la liceu. Terminase-i liceu și ce facultate ai ales? Ai fost... În vremea aia nu prea alegeai, adică trebuia să fii foarte, foarte tare ca să alegi o facultate, știi? Trebuia să fii foarte, foarte bun. Uh-huh. Eu nu eram foarte, foarte bun. Și atunci? M-a ales Politehnica. Pentru că ideea era... Eu mi-aș fi dorit să fac limbi străine... sau română, sau dar te gândeai că o să drept. Mor de foame după aia, nu? Sau care erau discuțiile, da, discuțiile pe vremea erau, aia? Ce, vrei să ajungi în fundul satului, nu știu care, vrei să, uite-te și tu ce e acolo, și o să ajungi să tragi la șaibă toată viața asta, expresia asta că o să tragi la șaibă. Și atunci a trebuit să fac, n-am avut încotro, am făcut alegerea practică. Ce-ai făcut Politehnică? Da, și-am făcut Politehnică. Nu-mi pare rău. A fost o facultate foarte greu de terminat. La Politehnică nu se intra așa greu, dar era greu de terminat. Și după ce ai terminat Politehnică, te-ai angajat sau ce ai făcut? Nu, am lucrat în fabrică. Deci în timp ce erai deja, da, în timp ce erai student. Da, în timp ce eram la Politehnică. Și 90 eram în anul 3 de facultate și, mă rog, a venit Revoluția și am intrat în presă aproape imediat. Adică am știut, când a venit Revoluția și au apărut primele ziare, am știut că nu o să... practic ingineria, că nu o să mai rămâi în fabrică. Să profesezi ingineria. Cât ai fost în fabrică, aveai un prieten, nu? Îl chema Ovidiu Petre. A, nu cred. Să știi, da, că până și el mi-a povestit ce făceai tu, ce în fabrică, tare. Să afle toată țara asta ce făceai, da, tu în fabrică, ia. Lucrăm la fabrică de elemente pentru automatizări. Nu mai există, e mol ăla din Pipera acum. Și ce făceați acolo? Dulapuri de automatizări pentru metrou. Secția surse se numea. Lipeam fire cu LED-con toată ziua, toate surse. Alea 4 ore. Da. Deci nici, dar, nici prin gând nu-i trecea atunci să facă jurnalism. Abar n-avea, abar n-avea. Până când n-am păzit fabrica, asta a fost tare, de Revoluție ne-am dus noi acolo să păzim fabrica de teroriști. Și imaginează-ți într-o hală imensă, întuneric, beznă, noi cu AK-ul, stăteam și soma împătăția care veneau, care bântuiau noaptea pe acolo, că vin teroriștii să ne fure fabrica. Aia nu ne-a furat-o teroriștii, ne-a furat-o directorul, până la urmă. Și acum a ajuns mol. Dacă îți vorbește cineva despre Vlad, care e prima imagine care îți vine în minte despre el? Prima, dacă mi-am adus aminte de el, când făceam mișto de șeful de secție, care în fiecare dimineață era parfumat, dar nu puteai să stai în gheață, de țuică. Și de șuruburile care ne enervau, că pe lângă LED-con și piese electronice, mai aveam și părți mecanice și erau șuruburi care ale dragului nu vreau să intre cu șurubelnița, cum era în mod normal, cu șurubelnița, cum se spunea pe vremea aia. Și atunci unul ținea de 6 și celălalt le bătea cu ciocanul. Erau niște șuruburi perfecte, la sfârșit nu mai erau șuruburi, erau nituri, dar în fine. Uite că metroul circulă și acum, cât ori mai fi din alea vechi.
Ce crezi că ar trebui să știm despre el și nu știm? Nu știu dacă el ar fi visat vreodată. Păsărica lui era, poate vreodată, jurnalist, maică s-al l-a tot împins, îi plăcea lui ideea de a face jurnalism, dar nici până gând nu-i trecea. Noi trebuia să devenim niște ingineri înrolați în brigadă. El tot visa, să aibă o casă, să aibă doi copii, să alerge prin curte și un câine. Îl plăceau fetele? Olelei. Păi era cam luna și fata. De multe ori făceam pariu cu nevastă mea, când mai aveam câte o întâlnire organizată mai mult. Hai să vedem de data asta Vlad cu cine vine. Niciodată nu știe cu ce gagic apare. Ai un mesaj pe care vrei să-l transmiți pentru că o să te asculte la radio? Mi-e dor de vremurile cu mecanica fluidelor, cartofi prăjiți și ketchup. Eram mult mai liniștiți în cap pe vreme. Eram mult mai relaxați. Da, salutări, Ovidiu. Ce e asta cu mecanica fluidelor? Ei, erau niște glume cu mecanica fluidelor. Făceam de mâncare și verificam legile mecanicii fluidelor într-un pahar. La sticlă, da. Aha, în pahar. Am înțeles. Vedeam dacă curge. Nu, da, aș vrea să fac aici o precizare. O rectificare, da. Nu, spune. Nu rectificare, că nu neg nimic. Nu. Partea aia cu fata și luna aia a fost după ce iubita mea n-a vrut să se mărite cu mine. Da, și da. În cazul spus, în care... dacă nu vrei să te măriți... Doamnă, că bărmesc acum eu, doamnă, dacă ascultați română. Acum această emisiune, să știți că partea aia cu luna și cu fata a fost după ce dumneavoastră l-ați refuzat. Da, așa este. Și după aceea am cunoscut-o pe Ionela și s-a schimbat. Da, și... Da, acum, da. Sincer, asta the rest is history. Da. Dar îți mai place fata aia din trupa, nu știu, care cine îți plăcea, Cristina Rus sau care îți plăcea ție? Nu cred. A? Da, Cristina Rus. Îți mai place Cristina Rus? Da, nu mai știu nimic ce mai... Dar ce mai face Cristina, da? Nu știu, poate mai cântă. Da, trebuie și așa, nu știu, stai că sunt aici pe vârful picioarelor deja, știi cum? Da. Nu, asta este. Măi, apropo cu fabrica, m-ai întrebat, voiam să fac aici o mică paranteză. Ia zi. Știi că m-ai întrebat la un moment dat dacă am luat decizii greșite în viață și așa mai departe. Fabrica asta de care spunea și Ovidiu, fabrica de elemente pentru automatizări, se afla pe locul în care este acum Molul Promenada. Bun, era o fabrică foarte mare. Secția în care lucram eu se chema Secția Surse. În ea erau vreo 120... Da, asta mi se pare puțin ciudat așa că se chema Secția Surse, dar mă rog. Orice calculator trebuie să aibă o sursă de tensiune de așa, stabilizată. Da, limbajul stabilizat. Calculatorului este format din 1 și 0. Lucruri care sunt date de două semnale de tensiune perfect constante. 0 și 5 volți. Sau așa era atunci. Ok. Secția respectivă de montaj avea vreo 800.000 de oameni. A venit Revoluția. Peste tot s-au făcut consilii ale Frontului Salvării Naționale. Da. Spre uluirea mea s-au făcut niște alegeri în secția aia uriașă de 800.000 de oameni și m-au ales din partea lor să fac parte din Consiliul Frontului Salvării Naționale pe întreprindere. Deși eu aveam atunci, cred că 21 de ani. Și m-am trezit în acest consiliu de 12... Cu 12 oameni furioși. Este un film faimos. 12 oameni furioși. În care în prima ședință, 11 din cei 12 au zis să-l dăm afară pe director. Eu fiind al 12-lea care a zis, nu, lăsați omul în pace. Au fost alte vremuri, acum s-a schimbat, să fim înțelegători, să ne unim, să nu știu ce. Și a fost o ședință de ore în șir în care am reușit să conving ceilalți 11 colegi din toată fabrica. Să păstreze directorul. Da, domnule. Directorul care a vândut după aia fabrica, da. Despre care ne spune... Da, pe care... Am înțeles. Deci ăsta e regretul. Și mă gândesc... Că poate n-ai făcut bine? Da, adică... Da, poate n-a fost chiar o decizie, dar ai avut putere de convingere, adică și mai grav. Da, asta mă gândesc. Aha. Bun, hai, deci când ai intrat în presă, ai zis că erai deja în... În 90 am intrat în presă, cândva în vară. Și care a fost parcursul așa pe scurt? Parcursul prima dată te-ai dus? Da. M-am angajat ca reporter la secția socială, la ziarul Azi, care era ziarul FSN-ului. Eu eram normal, fesenist eram în vremea fesenist, respectivă. Am înțeles. Nu, da. Eram fesenist în vremea respectivă. Eram un fesenist, mă consideram un fesenist luminat, adică nu eram genul... Toți au o scuză, știi? Da, știu. Asta așa. E. Nu, și... îmi asum. Da. Asta a fost, deci... E adevărat că unii nu-și asumă. Nu, aici e asum. Diferența. Da, așa e. Eu chiar am crezut sincer că domnul Iliescu spune adevărul. E un domn. Da, e un domn, așa este. Și după azi? M-am lămurit destul de repede cum este după povestea. După azi m-am dus la un alt ziar care se chema Ultimul Cuvânt, care a fost un proiect foarte interesant și după Ultimul Cuvânt m-am angajat la Tele7. Ultimul Cuvânt a dat faliment, următorul ziar, după aia m-am dus la Tele7 care a dat faliment.
Nu știu, e care... ceva e neregulă, dar da, așa. Da, da. Sper după că care Europa zis... FM e ok. Adică... Da. După care, cred că sunt printre puținii... Nu știu dacă să spun asta, adică asta chiar e un semn de prostie mare, dar acum dacă ajungem la sincerități, adică multe greșeli se iartă în viață, dar unele... Unele nu. Da, știi, este și? Ca aia cu ăla care ajunge în, în, la Sfântul Petru și spune cei care și-au înșelat nevasta în stânga, cei care nu în dreapta. Și aia care și-au înșelat-o sunt totuși primiți, dar ălaltul e trecut la să vedem și alte păcate. Și întrebă, bine, dar eu n-am... Da, greșeala se iartă, da, prostia. Așa. Eu sunt unul dintre cei care cred... Poate foarte puținii care l-a refuzat de două ori pe Adrian Sârbu, care mi-a făcut... Personal, mă scuzați, îmi cer scuze, două oferte de angajare la câțiva ani diferență, față în față, știi? Și de ce nu vrei? De asta, că păi, prostia azi, să asta, nu deci se iartă. Nu știu cum, da. Să, cum să explic acum asta. Da. Da. Și, da. Mă rog, de la Tele7, când Tele7 a dat practic faliment, am primit două oferte de lucru. Uh-huh. O ofertă de la domnul Adrian Sârbu doar pentru mine și o ofertă de la Sorin Oancea, care pe vremea era la Antena 1, pentru toată echipa. Uh-huh. Și atunci te-ai gândit la jocul ăla. Echipei... Te-ai gândit la jocul ăla din copilărie și ai zis că acum e momentul să fim cu echipa, să nu fiu singur. Da, și m-am dus cu echipa, că eu eram liderul echipei acolo. M-am dus la Antena 1 cu toată echipa, cu 8 oameni. În două luni nu mai rămăseseră decât 3, da, mă rog, asta e altă discuție. Echipă fără echipă, tot singur rămâi, da, mă rog, asta e. Și Jurnalul Național în aceeași perioadă. A fost și o perioadă cu Jurnalul Național. Bun, acum, dincolo de toate lucrurile neplăcute care se spun despre Antena, a fost un loc în care eu profesional am crescut și am putut să fac proiecte foarte interesante. Și sunt recunoscător mediului de acolo că mi-au, și patronilor pentru asta, că mi-au dat voie să fac proiecte mari. Am făcut proiectul Jurnalul Național, am făcut proiectul Antena 3, am făcut proiectul Gazeta Sporturilor, am făcut proiecte de, de reinventare a observatorului, formate, studio și așa mai departe. Eu am făcut multe lucruri acolo. Din păcate, alte lucruri n-au mers. Pentru că am ajuns în perioada respectivă, mi-aduc aminte când erai șef în, și la Jurnalul Național și la Observator și așa mai departe și aș vrea să ascult și pe cineva care ți-a fost subaltern ca să știi lumea ce fel de șef erai. Aoleu. Petreanu a fost, cred că, cel mai bun șef pe care l-am avut vreodată. Nu cred. E un ziarist foarte, foarte bun. Dar are o problemă. Marea lui problemă este că e foarte cumpătat, ca să folosesc un eufemism, e foarte cumpătat cu banii patronului. Da, da, da. Adică probabilitatea să câștigi la loto e mult mai mare decât aia să-ți mărească pe anul salariu. Și ați avut discuții în acest sens? Da, am avut, mergeam să ven la el să mărească salariul, dar îmi dădea tot felul de pilde, așa ca Iisus, din care l-a spășit rezultat că nu e momentul. Vreau să vă spun că jumătate din averea lui Voiculescu de astăzi cred că îi se datorează lui Petreanu și economiile pe care le-a făcut salariile. Ai reușit până la urmă să obții ceva de la el sau a plecat și n-ai reușit să mărească salariul? Nu, a plecat la Antenă cu regretul profund că nu mi-a mărit salariul. M-a chemat să spună că pleacă și că ăsta e marele lui regret. Dacă își poate reproșa ceva în perioada Jurnalului Național e că nu mi-a mărit mie salariul. Ce-ți plăcea la el? Așa cum ți-am zis, este un ziarist foarte, foarte bun. Da. Și conduce foarte bine o redacție pe Petreanu, deși, mă rog, acum nu vreau să-l vorbesc foarte mult de rău că sunteți colegii lui, are și momente mai proaste. Așa. Adică ce face? Se supără? Se enervează rău sau? E cu toane. Când e foarte bine dispus, e o atmosferă senzațională. Când e prost dispus, are zile proaste să se locolești. Ai un mesaj pe care vrei să-i transmiți pentru că o să te asculte la radio? O să mă asculte la radio și eu l-ascult pe el la radio. Dar ea își transmite să facă o emisiune mai după amiază, că nu prea reușesc să mă stresez la ora aia, la matinal. E foarte bun, dar nu e matinalul, nu e emisiunea mea preferată. Păi ascultă-l mai târziu la Avocatul Diavolului. Da, atunci l-ascult, da.
Colegul Julius Constantinescu, vechi amic, da, un reporter foarte, foarte bun. Dar n-aveai mai mulți bani, na, tu dădeai seama că e foarte bun. Dar... Să știi că talentul nu se exprimă în funcție de bani. Adică, zici? Da, nu poți să stimulezi talentul cu bani. Și la el chiar nu era nevoie. Să știi adică că era talentat... și zafa asta și nu știu dacă e bine pentru tine. Nu, că eu la mine nu, la mine nu pe talent se bazează. La mine se bazează pe muncă multă, pe efort, pentru documentare. Astea se da, ajută. Da. Dar să știi că și el muncea mult, și Julius. Cine, Julius? Da. Așa ți-a spus? Cum e să nu mai fii la televizor? E super ok. Serios, îmi pare rău că trebuie să spun asta. Serios. Nu, sunt, eu știu, există un microb al televiziunii să apari, să comunici cu lumea în acest fel. Eu nu l-am avut niciodată, adică de fiecare când am ajuns la TV, planul meu a fost cum să plec de acolo. Serios? Sincer, da, vorbesc serios. Am ajuns absolut întâmplător, ca noi toți, de altfel, să prezint știri și m-a interesat mai mult ce se poate face în spate. Mi s-a părut mult mai interesant. Dar nu e nimic ce ți-a lipsit după ce n-ai mai fost pe ecran? Ba da, breaking news, asta lipsește. Adrenalina unei ediții speciale, adrenalina evenimentelor care se întâmplă și pe care le relatezi în direct pe măsură ce se întâmplă. Mai facem asta la radio din când în când. Zaf se uită la mine, Zaf e partenerul meu de dimineață de la deșteptarea și se uită la mine când mai avem câte ceva de genul ăsta și începe un carusel, luăm telefoane, vorbim, intrăm, că dintr-o dată da, devin... Ești altcineva. Da, sunt un vârcolac, adică devin un vârcolac de breaking news. Și... Dar și ce nu-ți plăcea? Adică ce nu-ți plăcea pe vremea aia și... Nu că nu-mi plăcea. Ai zis, Doamne, nu-mi plăcea. Ce bine că am scăpat. Nu că adică nu-mi era ceva care te... Da, nu e, adică n-a fost niciodată ceva să spun, băi, vreau neapărat să fac asta. Înțeleg perfect oamenii din televiziune care vor să facă asta. Pe asta se bazează foarte mult din influența și puterea televiziunii, pe carisma unor oameni care vor să apară și să transmită. Tu ești un exemplu, ești cel mai bun exemplu din punctul ăsta de vedere. Sunt mulți oameni care își doresc să facă asta. Nu toți trec sticla, dar eu n-am avut probleme. Eu nu m-am uitat la mine în înregistrări decât absolut întâmplător. Și în general nu m-a interesat, adică nu mi-a plăcut. N-am obsesia asta, n-am avut obsesia asta, însă ok. Dacă mă trimite să fac asta, fac asta, în regulă. Numai că pentru mine era ca și cum mi-ar fi luat timp din alte lucruri pe care aș fi putut să le fac. Era super mișto și este super mișto să faci breaking news. Să poți să relatezi, să tragi concluzii, să vorbești cu oamenii, să povestești ceva. Dar în rest, ți se părea că ai fi vrut să faci altceva. Dar știi, am citit o dată că spuneai că omul de televiziune atrage mulțimea și că oricine vrea să facă poză cu el, omul de radio cu omul de radio și prieten. Da, asta a fost... Ți se pare că e această diferență? Da, este o diferență, am constatat-o când am venit la radio. La mine parcursul a fost invers, că de obicei se face așa în România, am remarcat, oamenii trec mai întâi pe la radio și după aceea se duc în TV, dacă pot. Că sunt criterii diferite de selecție. Dar am remarcat această diferență, e o cu totul altă relație cu publicul la radio față de televiziune. Televiziunea are un glamour, sau un glamour, cum vrei să-i spui. Are un glamour, oamenii te știu, te recunosc, vin să pună mâna pe tine, cunoști senzația, adică ești privit unde te duci, dar nu interacționează tot, sau dacă interacționează sunt toți cu un zâmbet, așa, hai să facem o poză și pleacă. Nu vorbesc cu tine foarte, nu stau să vorbească cu tine. Uh-huh. La radio ești prietenul lor, pentru că radio are o anumită intimitate pe care televiziunea nu poate să o ofere. În momentul în care asculți pe cineva, te concentrezi, toate simțurile sunt acolo. Ești concentrat pe ce-ți spune omul respectiv. La TV e altfel. Doi, e foarte interesant că la radio nu poți să minți. Dacă minți, te simte imediat. Te simte. Mie mi se pare că se simte și la TV asta. Cred că asta e, okay. Apropo de ce ziceai tu, dacă treci sau nu treci, fie că treci ecranul, fie că treci prin microfon, știi, cred că se simte. Poți să faci, de exemplu, prezentare. Tu ești prezentator singur, ești anchor woman, ești singur, ești drive-ul postului. Dar poți să faci prezentare, dacă îți dau un partener pe care nu-l suporți, poți să faci prezentare de news cu el? Poți să faci, dar poți să zici că nu se simte. Cred că se simte și acolo. Spun că poți să pui... Mă rog, tu ai prezentat cu cineva, deci ești mai în măsură să-mi spui. Eu n-am prezentat cu nimeni. N-aș spune deci poate că ai prezentat și cu oameni care ți-au plăcut și care nu ți-au plăcut la fel de bine. Nu fi malițioasă, că știi ce spun. La radio, de exemplu, dacă ești cu cineva în emisie și ești dincolo de citit niște texte și vrei să comunici cu publicul, dacă nu te înțelegi, dacă nu ai chimie cu ăla, cu cel care e lângă tine, nu funcționează, nu se leagă lucrurile, nu... Iar la radio, cum să spun, se întâmplă, știi cum, mi s-a întâmplat, m-a oprit cineva într-un magazin
eram cu doi prieteni și făceam glume și la un dat vine cineva și spune... V-am recunoscut vocea. Sau v-am recunoscut râsul. A, da. Zice, sunteți Vlad Petreanu, dar v-am recunoscut după râs. Domnule, vă ascult dimineața, ce-mi place aia, ce aia, nu știu. Dar știți ce? Aia nu știu cum. Și oamenii vorbesc cu tine. Încep să spună lucruri. A, uite, hai să stăm de vorbă, aia nu știu ce. Aveai emoții când erai la... La TV? La TV? Nu, n-am avut emoții niciodată. N-am avut emoții niciodată la TV. Niciodată. Te-am văzut foarte vehement, ca să zic așa, în aceste vremuri tulburi pentru societatea românească și mă gândeam, cum privești totuși, nu știu, relatările unor oameni care lucrează la un post de televiziune unde ai lucrat și tu, pe care, cum să zic, ai, până la urmă ai pus bazele lui și cum reușești să înțelegi ce se întâmplă acolo și, pe de altă parte, să poți să judeci obiectiv ce se întâmplă în țară? Eu nu-mi judec colegii. Adică n-am făcut-o niciodată, nu-mi judec colegii, cred că fiecare are limitele lui profesionale, inclusiv eu. Și fiecare are conștiința lui în fața căreia trebuie să răspundă în cele din urmă. Cred că este rolul publicului să judece. Cred că întrebarea cea mai bună pe care putem să ne adresăm nouă înșine în momentul în care primim un mesaj din partea unui gazetar este dacă are vreun interes în mesajul pe care îl transmite. Și pe cine reprezintă el? Am mai spus asta. Presa, definiția presei este că oferi publicului informațiile necesare ca să-și ia deciziile în interesul lui, în interesul publicului. Informațiile corecte ca să-și ia decizii în interesul publicului. Dacă tu vii dintr-o zonă în care ai un interes subiectiv, în sensul în care lucrezi într-o stație în care patronul este căutat de Interpol, a abandonat o cauțiune de 13 milioane de euro, sau lucrezi într-o televiziune în care patronul este condamnat pentru o fraudă de 60 de milioane de euro, sau tu însuți, ca gazetar, ai de dat explicații pe la procurori. Ca public, în momentul în care primești mesaj din partea acestor gazetari, jurnaliști, sau din partea unor instituții de media de acest gen, trebuie să te întrebi, oamenii aceștia sunt interesați cumva să mă mintă sau să răsucească adevărul în interesul lor sau al patronului? Da sau nu? Și mai departe e treaba ta, e răspunderea ta dacă îi crezi sau nu. Cred că e obligația fiecăruia dintre noi să judecăm cu mintea limpede și să încercăm să ne informăm din mai multe locuri. Pentru că dacă stai chitit pe o singură sursă de informare, atunci inevitabil vei ajunge să gândești ca vectorii de informare de la acea sursă. Iar dacă vectorii aceia nu sunt onești, vei ajunge informația să ajunge deformat la tine. Da. Dar tu, ca fost prezentator al unui jurnal de știri, ai teama că s-ar putea la un moment dat să nu fii obiectiv? Adică eu? Ești... Da. Da, mă gândesc dacă sunt obiectiv sau nu. Și asta, uite, de exemplu, asta a fost o perioadă foarte tensionată în care te gândești ce înseamnă obiectivitate, nu înseamnă să relatezi ca monitorul oficial. Există judecata fiecăruia, dar dacă treci printr-un filtru etic și te gândești care sunt valorile morale ale meseriei pe care o faci, care este rolul tău de jurnalist în societate, nu e să fii monitor oficial. Este să pui în context informațiile respective. Adică atunci când descoperi că un guvern abuzează societatea prin decizii care sunt în mod vădit în favoarea unor corupți, atunci ce înseamnă obiectivitatea în informare? Înseamnă, dacă spui asta, ce înseamnă că ești subiectiv? Nu, înseamnă că ai comunicat publicului că tocmai este furat. Creierul este un instrument foarte sensibil. E ușor să speli, de fapt, creiere. Cea mai mare sinucidere colectivă din istorie, din istoria modernă, în Jonestown, a fost comisă într-o sectă când 1000 de oameni au băut cianură cu Kool-Aid, cu antiacid, pentru că pastorul le-a spus că urmează să vină capitaliștii și să-i ocupe. Și oamenii s-au sinucis, au băut cianură, cu familii, cu copii, cu tot. 1000 de oameni odată. Creierul e un instrument sensibil, trebuie să avem grijă, să-l protejăm. Și cel mai bun lucru, cea mai bună protecție este antrenamentul prin educație, prin lectură și prin surse multiple de informare. Tu care crezi că este cel mai important mesaj al acestor zile? Astea sunt zile foarte interesante. Cred că încă nu înțelegem cu totul. În primul rând, cred că zilele astea nu s-au încheiat.
Cred că zilele acestea, perioada asta de tensiuni și de manifestații, arată că există o falie profundă și în accentuare între clasa politică actuală și societate, sau o bună parte a societății. Pentru că nu este, noi ne concentrăm pe ce se întâmplă de o săptămână, două încoa. Dar oamenii ies în stradă nemulțumiți de 5 ani în fiecare an, constant. În 2012 au ieșit în apărarea lui Raed Arafat. Ăla a fost un gest abuziv, amintesc, al unui politician de vârf. Deci nu contează de partea cui sunt. E vorba de gesturi abuzive și de simbolistică aici. Și toate exemplele pe care o să le dau acum nu sunt despre tăieri de salarii sau pensii. Adică nu despre mi-a tăiat salariul și am ieșit în stradă. Că e de înțeles, astea sunt revolte pentru principiu. Care a fost revolta din 2012? Că președintele României a anunțat în direct la televizor că demite pe un tip care a făcut ceva. Raed Arafat. Nu contează că Raed e bun, că e rău, că Băsescu era bun, că Băsescu era rău, că ăla era din PDL și nu știu ce. Contează că lumea a ieșit în stradă să apere un principiu. Nu ești șeful statului ca să demiți oameni care au făcut ceva în țara asta la televizor și s-a ieșit în stradă. Bun, aia a fost o revoltă care a fost după aceea preluată de niște partide politice. Dar scânteia, adică momentul inițial, a fost revolta societății pentru în apărarea unui principiu. În 2013 au fost manifestații împotriva proiectului de la Roșia Montană. La fel, ăla a fost în apărarea unui principiu. Nu puteți ocoli legea. Că după aceea s-au implicat tot soiul de organizații, asta e altceva. În 2014 a fost aproape revolta unei națiuni în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, când guvernul de atunci și principalul și candidat, deci candidatul care era și șeful guvernului, a încercat să blocheze votul românilor din străinătate. Oamenii n-au ieșit neapărat în stradă atunci, dar a fost tot o revoltă a societății care a trântit principalul favorit, pe domnul Ponta. Da? În 2015 a fost colectiv. Oamenii s-au înfuriat pentru că ăia acolo făceau afaceri și nici măcar nu se preocupau de siguranța celor de pe urma cărora câștigau banii. Adică faci un business, ok, deschizi o afacere în regulă, aștepți niște clienți, le iei banii, bă, dar măcar nu îi pune 400 într-o sală de 50 de locuri, măcar respectă legea, că legea aia nu este făcută degeaba. În 2016 au fost ieșiri în stradă, nu multe, dar au fost ieșiri în stradă din cauza după incidentul Gigină. Că la fel oamenii au ieșit furioși că nerespectarea legii ucide în mod atât de absurd un om pentru vanitatea cuiva, pentru vanitatea unui tip care este o nulitate profesională și politică. Iar acum, în 2017, avem această reacție uriașă a societății în fața unui abuz. Pentru că noi mandatăm prin votul nostru, mandatăm niște oameni să ne conducă în sensul care ăștia sunt servitorii noștri. Nu încetez să repet asta. Guvernul, miniștrii sunt servitorii noștri. Ministrul asta înseamnă, vine din latină, unde este minister și magister. Ministrul este servitor. Ăștia sunt, noi îi punem acolo să ne zugrăvească casa, să ne repare țevile în casă și îi plătim pentru asta. Nu poți să-l lași pe unul în casă să-ți repare țevile și ăla să-ți fure din casă și să se facă el stăpân în casa ta. Ori tensiunea asta din societate, clasa politică în continuare remarcă, nu o percepe. Avem din partea partidului de guvernământ, care a câștigat semnificativ pe un program electoral foarte generos pe care toată lumea așteaptă acum să vadă cum se poate pune în practică fără să arunce în aer economia. Deci acest partid are același discurs ca în anii 90. Este ireal ce se întâmplă. Ăsta este un partid, îmi pare rău, vedeți, am ieșit din zona de obiectivitate când spun asta, când remarcă PSD are același discurs ca FSN-ul 90. În FSN-ul erau străinii și moșierii care veneau să ne fure țara când eu eram fesenist și mă lăsasem păcălit. Și acum sunt multinaționalele? Păi multinaționalele astea sunt principalii contributori la produsul intern brut al României, angajează 10.000 de oameni. Dacia este multinațională, Petromul este multinațională, rețele de supermarketuri, Kaufland are cifră de afaceri, învârte în România 3 miliarde de euro și are 3.000 de angajați. Asta sunt multinaționale. Multinaționalele au o cultură a muncii care ți interzice, nu-ți permite să furi. Nimeni care lucrează într-o corporație nu se gândește, plec și eu acasă de aici cu am nevoie de un scaun sau fur găsesc ceva. Asta nu se mai întâmplă. Sigur, putem să discutăm despre regimul de impozitare pentru aceste corporații foarte mari, despre modul în care exportă profitul, da, dar până una alta firmele astea mari nu fac evaziune fiscală, că n-au cum.
astea plătesc taxe, plătesc impozite, se colectează din veniturile lor la buget și respectă legea profitului la fel ca firmă mică, da? Care și aia plătește impozitul pe profit. Dar una este discuția despre modul în care sunt impozitate și alta să declanșezi un soi de ură de asta națională pentru multinaționale care sunt de fapt străinii. Un discurs de ăsta xenofob, șovin, anti-european. Ce porcărie asta? Suntem din nou în anii 90 aici? Cum vezi sfârșitul? Nu știu, sunt aici mai multe teorii. Eu am zile în care sunt foarte optimist și zile în care sunt foarte pesimist, că nu ne putem da seama. Asta este o evoluție istorică. Cred că o să trească să treacă o generație ca să ne lămurim cine a câștigat de fapt. Există o Românie foarte conservatoare, în mod evident, și o Românie care a început să fie mai deschisă la nou și la viitor, care percepe viitorul ca pe o oportunitate, ca pe o șansă. România asta viitorul este în orașe mari, deocamdată. În București începe să fie, în Cluj, unde se trăiește deja, adică nivelul de trai este foarte bun. Acolo sunt o grămadă de companii de-astea de soft. În Iași, de exemplu, în orașe mari. Nu știu care va câștiga, dar știu așa că, la fel ca și media, pe undeva media și politica se aseamănă, pentru că ambele se bazează pe rating, da? Pe votul publicului. În cazul televiziunii, votul e dat cu telecomanda. La radio, cu mutarea, nu știu, butonului de scală. La partide, cu votul pe care îl dai din când în când, odată la 4 ani, în principiu, în România. Dar toate se bazează pe simpatia publicului. La fel ca și media și în politică, poți obține rating mai mare speculând teama, speculând frica. Este o tehnică media bine cunoscută, veche și folosită de destul de multe instituții de presă, inclusiv în România, de specularea fricii de ceva, de ceva, de orice ar fi, de străin, de sărăcie, de pierderi teritoriale, de... Astea sunt lucruri care funcționează și pot aduce voturi. Asta nu o să dispară peste noapte. Asta o să dispară pe măsură ce publicul va deveni din ce în ce mai educat și mai puțin dependent de stat. Pentru că în România sunt enorm de mulți oameni, milioane de oameni care sunt dependenți de stat. Odată sunt politicieni care sunt dependenți de stat pentru că nu știu să facă altceva, habar n-au. Ei intră în politică ca să furgăsească și ei ceva din resursele statului pentru ei și pentru familiile lor. Vorba a sociologului Barbu Mateescu, oamenii aceștia, când le spui că nu mai au dreptul să fure, că vine legea și leagă dacă mai fură din banii statului, spun, păi cum să trăiesc altfel? Ce-i cu familia mea? Și ăștia și angajează rudele, toate familiile, sunt familii de-astea de politicieni care nu trăiesc decât din resursele statului. Plus o mare parte a populației care este dependentă de ajutoare de stat, de diverse sprijinuri, de lucruri de genul ăsta, știi? Primarul care le dă ajutoare sociale. Sigur că ar trebui să-i pună potrivit legii la muncă. Dai ajutorul social, că nu câștigă, trebuie să-l pui la muncă. Da. Închidem ochii, dar și tu vii și mă votezi. Și tot sistemul ăsta se auto-întreține. El va scădea probabil prin educație, prin schimbarea generației, prin modernizare, dar vor exista, ca la orice revoluție, ca la orice schimbare, există o reacțiune. În momentul ăsta, eu cred că noi asistăm în România la o restaurație. O restaurație, pentru că România s-a schimbat în ultimii 27 de ani. Greu, așa cum o fi, ea nu mai este România de acum 27 de ani din anii 90. Nici nu mai poate fi niciodată aceeași. Dar așa cum s-a întâmplat și în Franța după Revoluția de la 1789, sunt perioade de restaurație. Asta cred, mi-e teamă că va fi o perioadă de restaurație. Cât va dura, nu știm. Poate durează câteva zile. Poate va dura 4 ani, poate va dura cât toată viața noastră. N-avem de unde să spunem. Hai să fim un pic mai optimiști. Da, sunt în partea pesimistă. Da, am văzut. Nu? Hai să fim puțin mai optimiști. Unde te simți mai bine în apele tale? Așa, unde ești mai în apele tale? La deșteptare sau la avocatul diavolului? Sunt amândouă, sunt foarte interesante și sunt emisiuni remarcabile amândouă. În deșteptare mi-a dat o voce. Vezi că s-a aici. Zafiu, adică e partenerul meu. Aoleu. Deșteptare mi-a dat o voce. Am o voce, este încântător să poți să vorbești acolo și să-ți afirmi
mai multe laturi, adică nu doar cum era la știri, la TV. Ești serios și faci știri. Lumea zicea, băi, nu mi-aș fi închipui niciodată că poți fi atât de ludic la radio. Te știam, erai sobru, prezentai știri, erai foarte serios, făceai breaking news, explozie, nu știu unde, incendiu, să luăm legătura cu, da. Și, da, suntem oameni care au mai multe fațete, adică și râdem, suntem și preocupați, nu putem să fim numai hăhăiți sau numai triși și bosunflați, ok? Deșteptarea îmi dă această posibilitate. Avocatul diavolului îmi dă odată este o experiență... De viața peste cap. Nu, este o experiență. Sunt două experiențe fascinante acolo. George, tu închide puțin căștile alea și n-ascultă ce vorbim noi, că eu vreau să-l întreb aici ce zice despre voi și de ascult și tu. Da. Așa. Avocatul diavolului îmi oferă două experiențe fascinante. Mm. Unul este, bun, o să spun, interacțiunea cu publicul, directă, pe diferite teme. Publicul Europa FM este foarte educat și foarte bun și remarcabil de pe subiect. Adică dacă spui, bun, astăzi vorbim despre educație și am vrea să ne sune, dacă se poate, diriginte și mame cu trei copii. Asta va suna, adică acești oameni vor suna, sunt foarte buni și reacționează imediat. Deci asta odată interacțiunea cu publicul de la care chiar înveți foarte multe lucruri. Și doi este interacțiunea fascinantă cu Cristian Tudor Popescu. Da. Care e un tip... Asta vreau să te întreb. Cum e Cristian Tudor Popescu? Păi, după părerea ta. E intimidant, adică atunci când a început emisiunea în formula aceasta cu Cristian Tudor Popescu, pentru că inițial a fost cu Moise Guran, și să zic, a fost destul de dificil, nu poți să-l anticipezi pe CTP, este foarte bun, foarte argumentat, îți trebuie ceva curaj să intri în contradicție cu el, pentru că, cel puțin față de mine, oricum are în mod evident o cultură mult mai... adică o cultură mult mai amplă decât mine, în multe domenii. Și judecare face conexiuni cu totul altfel decât mine. Eu sunt mai degrabă în zona de hai să fiu reporter și gazetar să pun întrebări. Și îmi dau seama că uneori emisiunea asta se transformă într-un soi de interviu în parte. Adică, deși noi ar trebui să fim acolo pe poziții diferite, mă incită reporterul din mine încât ajung să-l intervievez în direct pe diferite chestiuni. Și îl mai și contrazic așa din când în când. Și Zaf cum e? Va fi foarte mișto. E bine, și ascult acum. Dar este dar foarte mișto. Dar vino aici lângă noi. Nu, e foarte vino mișto. Vino aici lângă noi dacă asta tu ne asculți. Adică de ce să ne asculți după geam să te faci cum că n-ai fi acolo? Da, are o răbdare. Nu, adică lasă. Eu nu-mi imaginez cum cineva poate să aibă atâta răbdare. Adică... Adică cu tine? Cu mine, sau... da, cu mine, cu mine. Eu cred că pot să știi fi... că între timp că n-ai auzit, ești un loc, ia niște căști. Cât n-ai auzit, a spus că nu poți să înțeleagă cum dai de atât de multă răbdare cu el. Da, adică pot fi atât de nesuferit. Da, am înțeles de la antevorbitorii. Da. Să știi că dacă Julius era în locul meu, l-ar fi dat afară de câteva ori până acum. Vezi? Înțelegi? Și adică sunt momente în care îi spun, băi, zic, îmi dau seama că sunt chiar sar calul, adică, dar nu fac urea intenție, știi că nu fac dar urea intenție. Dar știu asta. Da, știe. Încât îi spun și știe asta, băi, zic, eu cred că într-o zi tu o să smulgi mixerul ăla din și o să mi-l arunci în cap. Bă, să-mi dai un rever peste dinți cu el, că nu o să mai suporți. Într-o zi o să spui, bă, dar pleacă odată de aici că nu te mai suport. Auzi, George, dar tu l-ai adus pe el la radio, nu? E, noi împreună. Eu l-am sunat, da. Dar de ce îl vrei la radio? Păi, pentru că scria foarte bine pe blog. Da, și asta era. Vezi? Da. L-am auzit făcând radio în altă parte și m-am dat unde, unde vorbea singur, știi? Și m-am dat seama, bă, nu pot, e păcat de el, e talentat, nu pot să-l las să vorbească singur. Ah, stai puțin, poți să fac o paranteză? Da, că întotdeauna fac. Da, să știi că eu acum asta vorbeam cu George, dar tu zi dacă vrei stai, și domnule, tu să ne contrazici. Stai, domnule, cu vorbitul singur, ca să înțelegi de ce e important Zaf în toată asta, că fără Zaf, deșteptarea cu mine... Nu știu dacă sună bine cum am pus-o, dar e în felul următor. Deșteptarea cu Vlad nu e ca deșteptarea cu Zaf. Asta fără e. Zaf. Da. Deșteptarea cu Vlad nu e ca deșteptarea fără Zaf. Da, 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 nu, dar nu e ca deșteptarea cu Zaf, eu pot să zic și așa. Hai, când am venit în radio, Zaf mi-a dat să citesc niște lucruri și am înțeles, abia atunci, deci imaginează-ți că am lucrat atâția ani în zona asta audio-vizual și am înțeles abia atunci ce sunt eu de fapt. Există două personalități, spune Valerii, două tipuri de personalități de emisie, Valerii Geller, da? Asta mi-a rămas în minte. O carte, da. Am citit asta o carte. E dat de citit când a venit? L-ai văzut că e, nu e chiar... Nu că nu mă mai înțelegeam cu el, știi? Eu sunt studios, să știi, citesc, sunt disciplinat, citesc. Adică ia, zine și nouă, și? Sunt două tipuri de personalități de emisie, reactori și generatori. Generatorii sunt cei care pot vorbi singuri la cameră, la microfon, n-au nicio problemă, vorbesc, sunt absolut ok. Avem
personaje sau persoane media, personaje, personalități media foarte puternice. Și în România, oameni care vorbesc singuri, la pupitru, o cameră, de ani de zile, n-au nicio problemă. Da. Și sunt reactorii, sunt cei care au nevoie de un partener ca să interacționeze cu el, să paseze pe teren, să facă giumbușlucuri, să șuteze la poartă. Și ți-a dat să vezi tu care ești. Da. Eu, atunci când mă asculta el la News FM, cum se numea postul ăla de radio, eram pus într-o poziție de generator. Deci eram pus să vorbesc singur. Ceea ce nu-mi ieșea, adică nu mă simțeam bine. Și acum, dacă ar trebui să fiu singur și să vorbesc la un microfon... Și tot mă gândeam, bă, nu mai e nimeni în radio ăla să-l oprească, adică chiar nu-l dă seama nimeni. Și tu mai dai telefon din când în când acolo, opriți-l, vă rog, puțin, că vorbește de nebun. Nu, eram curios să văd până unde merge. Așa și acum tași să ne spună omul povestea lui. Păi și l-am sunat, nu mai vorbisem cu el decât de vreo 15 ani, cam așa. L-ai sunat în direct? Nu, nu l-am sunat în direct, dar l-am sunat. După 15 ani a sunat. Salut, ce mai faci? Da, zic, eu ne-am văzut la Radio 21 pe vremea aia, n-am mai vorbit de 15 ani, a început să râdă. Zic, nu vrei să faci radio? Ba da, hai să vedem. Și a venit la radio. A, ai fost deschis așa din prima. Da, da, pentru că căutam o ieșire din TV, că nu mai înțelegeam nimic. Așa și? TV. Și ca să vezi, apropo de ce zicea Julius, a venit la radio, eram cu Andrada și zic să vorbim cu Vlad. Și l-am dat, Vlad se ridică în picioare, stăteam la o masă, era într-o sală de meeting, s-a ridicat în picioare, ne domina cumva așa. Hai, și zice, ok, tu cu ce te ocupi și tu cu ce te ocupi? Și zic, oh my god, ce-am făcut? Vrei să știi care-ți dă banii sau de ce? Nu, dar mi-a făcut cunoștință cu niște oameni care vorbeau cu mine. Da. Și voiam să știu și eu. Cine tu cine ești și ce faci? Tu cine ești, da, tu și ce faci? Tu, care-i treaba ta aici? Să știu cu cine vorbesc, nu? Mai pierd vremea cu voi sau? Da. Dar n-am fost atât de... Nu, a fost foarte simpatic. Nu, chiar a fost foarte simpatic. Există teme pe care nu vă înțelegeți niciodată? Nu cred că sunt prea multe. Nu. Mai sărim calul câteodată și încercăm să ne temperăm. Mă rog, unul pe altul. Mai mult eu. El pe mine, da. Nu, dar cere, okay, cere mărire de salariu? E mișto. Nu, n-a cerut. Nu cer mărire de salariu, nu. Ți-aduce aminte de Julius, de fiecare dată când vrei să te duci către zaf, cred că are experiențe plăcute. Nu, sunt ok. N-am nicio... Câștig mai bine decât când eram în televiziune. Câștig acum mai bine, dar nu de la radio. Doamne, spui asta, acum se repete toată lumea la radio. Mâine o să fie coadă la zaf, la angajări. Nu, sunt foarte onești din punctul ăsta de vedere. Adică contractul e foarte onest și oamenii sunt foarte onești și foarte de treabă. Chiar e o atmosferă foarte bună. Adică am învățat după ani de zile de conducere, adică de șefie, că și eu am avut șef la rândul meu, da, întotdeauna, oriunde am lucrat, de șefie prin coerciție și prin motivare negativă, aici la radio am descoperit ce înseamnă conducerea prin motivare pozitivă. Și asta fără să citești o carte despre asta. Știam că există, vezi? Dar știi, era ca girafa nevăzută. Nu credeam că există așa ceva. Și deodată am zis, uite, există. Există, frate, poți să ai un șef care să te motiveze pozitiv. Adică cum te motivează pe tine? Domnule, Andrada e genul de șef pe care ți-e rușine să refuzi. Adică nu ți-e frică să refuzi. Ți-e rușine să refuzi. Adică, hai de mine, dacă te roagă Andrada, nu poți să dai înapoi. Dar cum face? Zice ea într-un fel? Are ea secretul ei. Are ea secretele ei. Bine, este și foarte fată... ordonat. E și el foarte ordonat. Da, adică reacționează și e conștient că atunci când trebuie să face niște lucruri, le face. Da, e foarte disciplinat. Da. Nu, adică, dar să nu se aștepte cineva că tac atunci când nu-mi convine ceva. Nu-mi convine, spun, dar dacă se decide, mergem înainte. Ultimul caz de genul ăsta a fost în toamnă, când am făcut un mare scandal, până când asta a fost. Dar de ce v-a supărat? De la ce v-ați luat? Doar am discutat. Dar am discutat, am discutat în contradictorie. Erau niște planuri, nu am fost de acord. După ce s-a decis, gata, domne, asta e, asta facem. Care e cea mai haioasă amintire legată de el? Aoleu, cum sunt astea? De oracol de clasa 6. Dar vorbesc cu tine, nu ține de ce răspuns tu. Băi, ce zici că eu acum vorbesc cu Zaf? Te bași tu așa în discuție. Vlad e ca fratele mai mare, îți explică orice. Și poate deveni foarte serios pe anumite subiecte, știi? Mai ales atunci când lui place subiectul. Cea mai haioasă întâmplare în direct a fost atunci când a vorbit de Vasile Bârvan. Oh. Asta e amintire, e de neuitat. Nu mai știu despre ce era vorba. Dromichete și erau niște situri arheologice care au fost dărâmate cu excavatorul de niște unii. Așa. De mă rog, niște autorități. Da. Și unde la Vasile Bârvan, marele arheolog, a deschis școala de arheologie din România. Și la un moment dat a spus, însuși marele Vasile Bârvan a fost și a făcut și adres. Și eram cu Luca, Pastia, și ne uitam la el. O fi așa proști? Băi, nu știam, pe cuvânt nu știam. Și ne-a pufnit râsul. S-a oprit un pic așa, s-a uitat ca profesorul ăla care se întoarce. Adică eram realmente dezamăgit și iritat. Adică cum, adică ce râdem aici? La tablă,
Și se întoarce spre tine așa, zice, doar se uită, adică n-a zis nimic. Și a încercat să continue. Și după voi care erați leșinați. Da, noi eram leșinați în emisie. Și stătea, era uluit. Că de faptul de că Vasile Pârvan. Că nu știm da. Și că și râdem. Adică cum ne permite întreaba exact asta? Exact ca elevii știi după care ce că nu ești proști și semnalizezi. Cine a fost Vasile Pârvan, mai și râdeți în clasă. Da. Cam așa. Și o ținea înainte. O ținea în langa. Luca i-a și zis, ai patru, stai jos. Înțelegi? La sfârșit ne-a exmatriculat. Mi-a lăsat. Duceți-vă. Da, 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 da. S-a supărat atunci, mă rog. În sensul nu m-am că, supărat. În sensul că, băi, nu, adică vorbim și eu serios, nu m-ați lăsat să duc treaba până la capăt, știi? Da, da, da. Dar a fost foarte funny. Asta e. Pentru noi. Da. Ce ți-ar fi teamă să-l întrebi? E ceva de care ți-ar fi teamă să-l întrebi? Cred că au fost mai multe lucruri de care mi-a fost teamă. Cred că e la teamă să spună. Nu. La, e teamă nu. Să-și spună. La, uite-te la, puțin în partea cealaltă. Cred că depinde și când îl întrebi. Mm. E un tip de stare. Cum a zis omul ăla mai devreme? Cum a zis dacă omul ăla? Dacă îl prins pe picior greșit, ghinion. E bine să știi când să-l întrebi. Mm-hmm. Ai șanse. Bine, e posibil să nu-și aduc aminte câteodată. Știi? Să zic că am vorbit noi asta. Nu mi-aduc aminte. Dar ne împăcăm până la urmă. Da. E pe pozitiv. Bine, ești liber. Îți mulțumesc. Asta a fost tot? Îți mulțumim. Ai scăpat. Nu, tu n-ai scăpat. Tu mai stai aici dimineața. Un pic. Da, el a scăpat. Da, vă vedeți dimineață. Da. Chiar e groaznic să te scoli așa de vreme sau te-ai obișnuit? Da, pentru mine e ok. Eu n-am, da? N-am avut niciodată nicio problemă. Pentru bietul Zaf e mai greu. Și te culci de vreme, Zaf? Zaf e mai somnoros. Uneori, da, alteori nu. Nu, sunt ok. Sunt ok. Nu sufăr din pricina asta. Mă trezesc în cam, îmi trebuie cam 5 secunde să fiu treaz complet. Tare. Sună... A fost bună armata asta la ceva. Da, culmea, în armată preferam să porunge. Da. Adică nu folosesc. Actor, armata mea este așa, o chestie soft, mă trezesc de, înainte de în momentul în care e prima notă din alarma, mă trezesc. Hai să mergem la rubrica Back to Back. Această rubrică, să știi că am schimbat-o astăzi pentru tine, pentru că... Da, pentru asta mă pregătisem. Da, știu. Numărasem 20 de cuvinte. Eu sunt ca frate, tu știi? M-am gândit că te-ai pregătit și vreau să arunc hârtia și să te întreb altceva. Nu, dar m-a inspirat un chestionar, că am citit o carte a unui sociolog care a fost invitat sâmbătă trecută și mi-a plăcut un chestionar de acolo. Acum tu te așezi spate în spate cu mine aici, ne ridicăm, frumos. La asta poți să faci. Putem asta să poți să faci. Putem să ne atingem, dar numai cu spatele. Atât. Back to back. Da, despre ce vorbim? Uite, tu răspunzi la ce zic eu aici. Ia să vedem. Cum răspund? Răspund cu un cuvânt sau mai multe? Răspunzi cum vrei tu aici. N-ai, poți să pui și mai mult de un cuvânt. Numele meu ar putea fi? Constantin. Dar sunt? Vlad. Arăt ca? Măi, cum arăt? Arăt ca mine. Miros a? Piersici proaspete. Mă simt ca? Făt frumos. Fac un zgomot de? Tingire scăpată pe scări că mă enervez. Am un gust de? Cafea în gură, pentru că beau cafea. Ultima mea realizare a fost? Emisia de azi dimineață. Aș fi perfect dacă? Dacă aș fi mai calm. Mi-e rușine de? Mine uneori. Aș mânca oricând? Orice. Pentru bani aș face? Unele lucruri și niciodată nimic necinstit. Nu iubesc deloc? Trădătorii. Jurnalismul este? Jurnalismul este democrație. Hai să ne întoarcem. Ai văzut? Gata. Ai văzut că și dacă nu te-ai pregătit, ai fost pregătit? Pentru ce folosești rețelele de socializare? Păi... Bună întrebare, ia să vedem pentru ce folosesc. Ca să comunic cu oameni, ca să-mi verific capacitatea de a explica lucruri și ca să înțeleg eu lucruri. Pentru că dacă vrei să înțelegi ceva, se spune că pentru a înțelege ceva trebuie să încerci să-l explici cuiva. În momentul în care începi să explici, atunci și tu înțelegi. Mai fac exerciții din acestea din când în când, intru în dialog cu oameni care mă caută, de obicei pe Messenger, pe Facebook. Da, și stau de vorbă cu ei și le explic lucruri sau le răspund la întrebări. Îmi folosesc ca să-mi promovez ceea ce scriu pe blog, de obicei, ca să câștig bani din diverse contracte de publicitate. Cam asta. Când nu ești la radio, ce-ți place să faci? Păi când să gătesc, să not, mă duc și not, să fac saună, să stau cu Ione. Astea. Unde să mergem în vacanța de iarnă? Zine așa un loc, că știu că tu călătorești. Păi ce ți-ar plăcea pentru iarnă și ce ți-ar plăcea pentru vară? Pentru iarnă, dacă
Dacă puteți să evitați plecarea în perioada sărbătorilor de iarnă, dacă reușiți să obțineți vacanță în ianuarie-februarie, mergeți în Asia de Sud-Est. Pentru că acolo este extra sezon și sunt prețuri mai mici și vremea este foarte, foarte bună. Thailanda, Cambodgia, zonele respective, Myanmar, Laos, Vietnam, partea aia de lume, Malaysia. Și sunt... Dar dacă vă duceți acolo, asta le spun unor oameni care chiar se gândesc să se ducă. Nu faceți greșeala să vă blocați într-un... Nu acceptați niciodată să vă duceți, de într-un fapt, resort. Oriunde, într-un loc... de asta, ultra all inclusive sau nu știu ce. Ca așa, mm-hmm. decât să te duci până în Thailanda pentru asta, te duci aici, în Turcia. Și da, ții același Antalya. Lucru pe bani mult, mult mai puțin. Ele seamănă foarte mult. Adică ultra all inclusive din Turcia seamănă, pe încercatele, vă spun, cu ultra all inclusive din Thailanda. Și vara? Unde ne ducem? Vara ar trebui să ne ducem în nord, dacă am putea. Să ne ducem în departe de mare, dacă vreți asta. Dacă rezistați. Sunt oameni care nu... pot să treacă vara fără să se ducă la mare. Dar tu nu ești. Eu nu mai stau atât de mult la soare. Mi-am epuizat rezervele de, cum se cheamă, pigmentul ăla sau melatonină. Și nu, serios, gata. Vorbesc serios. Și ți-e frică că o să faci niște pete? Nu, eu nu mă mai bronzez. Adică eram genul de puști cam până prin anul 4. Care stăteai 4. Până te carbonizai. Da, adică dormeam pe plajă la orice oră. Eu mă duceam pe plajă când pleca lumea, pentru că atunci era mai relaxat pe la ora 12. Și mă bronzam. Și de atunci nu mă mai bronzez și margi. Și s-a terminat cu mine. Nu mai merge cu statul la soare. Da, da, nu, cu arsul, nu. 10 întrebări esențiale și ai scăpat de mine. 10 întrebări esențiale. Ce ai face dacă ai câștiga 1.000.000 de euro? Un milion de euro mai mult te încurcă, am mai spus asta. 1.000.000 de euro îți schimbă viața, dar se termină înainte să te bucuri cu adevărat de viața asta schimbată. Adică 1.000.000 de euro înseamnă o casă mai mare, o mașină, niște excursii, ceva de genul ăsta, distracție, și în 10 ani ai rămas fără bani. Și când ai rămas fără bani e mult mai rău, pentru că știi ce ai pierdut. Asta e. Deci cu 1.000.000 de euro... Mai rău te încurcă, am înțeles. Nu, aș cumpăra lucruri din care să-mi aduc un venit. Le-aș încerca să fac ceva cu ei astfel încât să-mi aduc un venit, nu să-i cheltuiesc. Ce înseamnă lux pentru tine? Lux? Mm-hmm. Lux înseamnă să te simți bine, să te simți bine undeva într-un anumit moment. Ăsta este lux. Să fii fericit, ăsta este de fapt. Luxul adevărat e să fii fericit. Nu, adică nu neapărat lucruri materiale. Ce grupă de sânge ai? A2. Care este cuvântul tău preferat? N-am un cuvânt preferat. Toate cuvintele sunt grozave. Numai să știi să le folosești. Când te-ai simțit cel mai mândru? Cel mai mândru? Uh-huh. Surpriză. Când am luat decizii corecte în viață, în ciuda evidenței. Când am plecat din niște locuri unde nu mai puteam. Când am făcut fapte bune. Am citit ce spunea, uite, de curând, am citit ce spunea un călugăr budist. Mm. Că fericirea înseamnă să faci un lucru etic. Să faci ceva cu curaj, să faci o faptă bună prin care să adaugi valoare societății. Atunci ești fericit. Și da, asta e. Vezi, pentru mine mândria se confundă cu fericirea. Adică am fost mândru când am făcut lucruri corecte. Poți să alegi o persoană și să o descrii în 3 cuvinte? Ione, iubita mea mare. Sau iubirea mea cea mare. Sunt 4 cuvinte. Sex dimineață sau seara? Asta este o întrebare fără rost. Sex când se poate. Asta e întrebarea preferată lui Moise, trebuie să-ți o pun. Da, da, da. Să mi-o pui? Care este ultima fotografie făcută cu telefonul mobil? Ultima fotografie făcută cu telefonul mobil este Ione pe canapea cu pisoiul Poche care doarme împins în ea. Vorbesc serios, e acolo. Ce înseamnă succes pentru tine? Succes? Succes înseamnă să te asculte lumea când spui adevărul. Asta e succesul. De ce ți-e frică? De boală. De boală mi-e frică. Gata. Mă, gata, Vlad, ai reușit. Treabă. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM. Mai zi odată că am vorbit unul peste celălalt și la radio nu se poate așa ceva. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, și vă dau întâlnire sâmbătă viitoare la prânz. O zi excelentă tuturor și nu uitați că luni Vlad vă așteaptă la deșteptarea de la ora 7 dimineața aici la Europa FM. La radio cu Andreea Esca. Alege povești pentru oameni mari.